Cum a arătat Rusia în ultimii 10 ani cu Vladimir Putin la Kremlin? Vineri se împlinesc 10 ani consecutiv de când Vladimir Putin este în fruntea Rusiei, adică jumătate din timpul petrecut în total la Kremlin. Ce s-a întâmplat în ultimul deceniu cu Putin la cârma Rusiei? Crimea a fost anexată ilegal, intervenția în Siria a schimbat radical cursul războiului, iar presiunea asupra criticilor Kremlinului a sporit considerabil. Și cel mai important moment al politicii ruse din ultimii 10 ani, invadarea Ucrainei și declanșarea primului conflict de amploare din Europa ultimelor 8 decenii. Pe 4 martie 2012, Vladimir Putin câștiga din primul tur alegerile prezidențiale. A obținut 63,2% din voturi, dar au existat multe acuzații de fraudă. Nu trebuie uitat un lucru. A fost locotent în colonel KGB, iar specialitatea sa era dezinformarea. Așa că nu poți ști niciodată ce se întâmplă cu el, spune un lucru și face altul. Putin începea astfel cel de-al treilea mandat la Kremlin. Faptul că există atât de puține informații și atât de multe speculații despre el este și pentru că vorbim despre un sistem autoritar centrat pe un singur om. În martie 2014, Rusia lui Putin a anexat ilegal peninsula Crimea. În 2015 a intervenit în războiul din Siria, schimbând soarta conflictului. Dar Putin nu voia să se oprească doar la Crimea și Siria. Vladimir Putin, președintele Rusiei, descendenții recunoscători, au doborât memorialele lui Lenin din Ucraina. Ei numesc asta de comunizare. Vreți de comunizare? Suntem gata să vă arătăm ce înseamnă de comunizarea reală pentru Ucraina. Descendenții recunoscători au doborât memorialele lui Lenin din Ucraina. Ei numesc asta de comunizare. Vreți de comunizare? Suntem gata să vă arătăm ce înseamnă de comunizarea reală pentru Ucraina. În 2018 a câștigat al patrulea mandat de președinte, cu peste 76% din voturi. În 2021 a promulgat legea care îi permite să candideze pentru încă două mandate. Pe 21 februarie 2022 a recunoscut independența Lugansk și Donetsk. Trei zile mai târziu dădea startul unei invazii totale în Ucraina. Vladimir Putin, președintele Rusiei, ne vom strădui să demilitarizăm și să denazificăm Ucraina și îi vom aduce în fața justiției pe cei care au comis crime sângeroase împotriva civililor, inclusiv împotriva cetățenilor ruși.